Se va organiza târgul de Crăciun anul acesta? Da, se va organiza târgul de Crăciun și... Și cine îl va organiza? Consiliul Județean, primăria sau împreună? Eu cred că împreună, dar în ceea ce privește ceea ce primăria propune, îmi doresc ca în acest an, și sper să și reușim, să avem timpul necesar, în primul rând, că practic cam asta ar fi, zic eu, singura problemă. Îmi doresc să avem în fiecare cartier... De când zic eu treaba asta? Și o să vă spun ce anume. Vreau ca în zonele reprezentative, să spunem, din cartierele mari, și nu numai, vreau și Speranța și Văleni, să aibă și ei un brad acolo, un brad împodobit. Vreau să fie, și am discutat pe zona aceasta a comercianților, despre faptul că îmi doresc ca aceste târguri, aceste manifestări care se organizează la noi în oraș, fie că e târgul de Crăciun acum, fie că sunt cele din timpul anului, să nu se mai adreseze doar unei anumite categorii de oameni. Și când spun asta, mă refer la faptul că prețurile până acum, la ceea ce se comercializa acolo, din punctul meu de vedere, erau prohibitive. Eu nu pot să spun că mă plâng de bani, dar în același timp, ca să dau 64 de lei pe un ghiros cât am dat acum 2 ani la Piatra Neamț, în centrul orașului, mi s-a părut un pic exagerat. Cum de altfel exagerat mi se pare și ca un păhăruț de vin de 150 de mililitri de vin fiert în perioada târgului de Crăciun să coste 10 lei. Și prost, calitativ. Nu mai intrăm în aceste amănunte. Ei, și îmi doresc ca totuși aceste sărbători să fie pentru toți pietrenii. Și de asta vreau în fiecare cartier să existe câte un brad. Vreau să existe niște comercianți acolo și pentru că vreau să-și coreleze prețurile, având în vedere că au fost tot felul de discuții de-a lungul anilor, că li s-au solicitat bani, ca să nu spunem șpăgi, atenție, ca să prindă un loc acolo sau să aibă o expunere mai bună. Eu cred că ar trebui ca aceste chirii, pentru că nu vreau ca primăria să facă profit, vreau ca cetățenii să se bucure de aceste evenimente. Și atunci îmi doresc ca în fiecare cartier să existe câte o căsă și cred că o să le folosim pe cele de la Piața Volantă, care stau degeaba acum și sunt, ca să spun așa, loc umbrit și de dos pentru persoane vulnerabile care se îmbăiază acolo în fântână arteziană sau care stau la băut. Bine, acum e mai greu cu un băiatul, dar în vară a fost... Nu, încă, să știți că mai e folosită, dar și pentru câini de companie și pentru frumusețe acolo. Pentru că sunt feriți acum de ochii publicului, stând după acele căsuțe. O să folosim acele căsuțe în fiecare cartier, pentru că, iarăși spun, bazându-mă pe faptul că nu va exista această lăcomie și eu sper că odată cheile reduse și nemai fiind solicitări de altă natură către acești comercianți, și ei vor înțelege că nu există numai oameni bogați în Piatra Neamț care să-și permită să cumpere produse specifice acelei manifestări și să vină și în întâmpinarea celorlalți. Eu sunt atât de nebun, să spunem, încât în momentul în care nu se vor alinea acestei rugăminți, să spunem, să le fac contrareclamă și să nu mai prindă niciodată loc în aceste târguri care se organizează la Piatra Neamț, pentru că, așa cum spuneam, nu mă interesează profit pentru primărie, vreau să bucure fiecare om din orașul nostru de acest moment al sărbătorilor.